Prea fericit de Părinte Patriar, domnule președinte al Academiei Române, înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, preacucernice Părinte Stareț și preacuvioase Părinte Stareț și preacucernici părinți, dragi oaspeți și participanți, pentru idealul de la 1871, Eminescu a fost urmărit de serviciile austro-ungare și marginalizat spre finalul vieții sale. Ciprian Porumbescu a suferit în închisoare, fapt care i-a și grăbit moartea. Făuritor al Marii Uniri, Iuliu Maniu, a riscat să fie exmatriculat și să-și compromită cariera și viitorul, iar colegii săi studenți care au participat în mișcarea memorandistă au suferit în închisorile austro-ungare. Tinerimea studențească din perioada interbelică și cea de după cel de-al doilea război mondial a suferit de asemenea chinuri, bătăi, torturi. Până la 23 de ani, unii dintre ei în închisorile comuniste și alții chiar moartea, alături de profesorilor, pentru că au îndrăznit să mărturisească și în libertate, așa zisă libertate, dar și în perioade de grele încercări, credința lor creștină în Hristos și neam. Iată, astăzi, unii dintre români îi consideră pe aceștia sfinți ai închisorilor comuniste, iar unii dintre acești oameni înaintași de-ai noștri chiar au fost propuși recent spre canonizare. În 1992, după ce studenții au mers pe jos de la Chișinău la București, ducând pe umerii lor crucea Basarabiei în acel drum al crucii, părintele profesor Dumitru Stăniloae le-a cerut acelor tineri să fie deasupra celor din interbelic. Noi astăzi ne plângem că nu ne ridicăm la nivelul lui Eminescu sau lui Slavici, însă le-a cerut să fie deasupra celora care, iată, și-au dat viața pentru Hristos și pentru neam. Acest îndemn trebuie să ne cutremure și să ne facă să realizăm ce sarcină mare are, de fapt, generația noastră de dus. Pentru că dacă celor din 1871 le-a revenit ca misiune doar realizarea României mari, a unității de neam și punerea temeliei unei generații de intelectuali, de elită, care să conducă și să rânduiască instituțiile neamului și ale statului, acum avem mult mai multe de înfăptuit. Astăzi nu este doar pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni, ci este și o zi în care se ne aduce mai minte de creștinii persecutați, care de diferite regimuri tiranice au pedepse demne de actele martirice, dar și în așa zise regimuri democratice care îi marginalizează, care îi dau afară din școli și universități, îi dau afară de la locul de muncă și îi scot la marginea societății, eliminându-i sistematic din viața publică. Pe toți cei care nu se aliniază noului zeu al zilei, adică corectitudinea politică și cultura anulării. Nu mai facem această manifestație în Imperiul Austro-Ungar ca să ne temem și să nu spunem lucrurilor pe nume. Astăzi suntem în țara noastră, dar care, din păcate, nu este cu totul încă și nu ne aparține din nou. Aici, între noi, gândiți-vă că este ușor să ne mărturisim credința noastră creștină și adresez acest mesaj în special către colegi, către colegii de generație. Dacă când vom pleca de aici, de la Pudna, vom avea fiecare dintre noi curajul ca pentru idealurile noastre să fim luați în râs, să fim batjocoriți, să fim marginalizați, să ne compromitem cariera și un viitor loc bun de muncă, căldicel, sau să ne batem pentru ele cu riscul să trecem prin același suplici prin care au trecut și înaintașii noștri, chiar și până la moarte. Ei bine, abia atunci când vom risca toate aceste lucruri, vom fi cu adevărat în continuitatea unui ideal pe urmele celor de la 1871. Nu este nicio mare lucrare în această lume care să fi se născut fără jertfă și suferință. Iar noi suntem chemați astăzi la Sfânta Mănăstire Pudna, la mormântul Sfântului Ștefan Voievod, sub steagul Sfântului Gheorghe, să pornim din toate forțele vii ale tineretului românesc uriașă operă morală
de regenerare a acestui neam și să ne asumăm, să ridicăm din sânurile noastre o generație nouă, neașteptată din istoria noastră, care să întroneze din nou cinstea, respectul și demnitatea în țara românească și în viața fiecărui român, care să fie capabilă să preia frâiile țării, să apere punctele cardinale ale civilizației noastre europene și românești, întemeiată pe filozofia greco-romană, pe creștinism, adică pe cuvântul lui Hristos, pe Evanghelie și pe dreptul strămoșilor noștri, în care libertatea este de la Dumnezeu și este o stare naturală a omului, iar nu vreo îngăduință a unei stăpâniri lumești vremelnice. Căci chiar și în vremuri de cenzură, când aveai voie să vorbești numai cu voie de la stăpânire, sau în mari vremuri de prigoană, înaintașii noștri, închiși și bătuți fiind pentru convingerile lor, erau mai liberi decât mulți dintre noi cei de astăzi. Să ne luăm așadar fiecare libertate și demnitatea înapoi, ca să putem să ne luăm cu adevărat țara înapoi. Istoria este scrisă de cei curajoși, care scot sabia ca să separe grâul de neghină, oile de capre, și care nu au frica că vor muri de sabie, căci chiar Hristos a spus că eu n-am venit să aduc pace, ci sabie. Așadar să ne războim cu lenea, confortul și comoditatea din noi, cu ignoranța și cu neștiința, căci vorba lui Eminescu, mulți lucrează, dar puțin gândesc. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să contribuie în mod concret la înfăptuirea idealului național și la apărarea civilizației noastre, ca în toamnă, la Iași, unde vom organiza un congres studențesc, asemenea celor din vechime, în continuitatea ceea ce am început aici la Pudna, în 2-3 iulie anul acesta, și am făcut de-a lungul unei luni și jumătate până acum, să ducem mai departe acest ideal, asemenea studenților din trecut. Ne dorim ca și atunci să ne bucurăm în calitate de tineri români, de patronajul și protecția Sfintei noastre Biserici Ortodoxe și de cea a Patriarhiei Române, precum și de cea a Academiei, care vreme de peste un veac și jumătate a fost farul de cultură al națiunii române, și totodată, în această sfântă zi de sărbătoare, să punem temelia unui nou început, în care tineretul să nu mai dezamăgească și să dea speranțe în zadar, spre a crede că la un moment dat vor fi vremuri mai bune, numai în vremurile de apoi. Iată că le trăim și este de datoria noastră că acum, la 150 de ani, de la Congresul Studențesc de la Pudna, prima cu adevărat mișcare studențească care a cuprins întreaga studențimii române, să dăm mărturie de creștinătatea și românitatea noastră și să ne punem toată tinerețea și puterea astfel încât să ne asigurăm că atât noi, copiii noștri și cei care ne vor urma, să putem să trăim într-o Românie demnă, adevărată, așa cum și-au dorit-o strămoșii noștri. Căci acela, cum spunea Eminescu, care vrea să facă ceva, nu discută, ci lucrează, la treabă cu noi. Trească studențimea română!